Cracin Mountain Fun 2019, cel mai mare eveniment sportiv al anului din nordul Dobrogei. Are loc cea de-a cincea ediție a concursului de MTB și Cross Montan și a cincea participare a echipei Catena Racing Team în frumoasa locație de încălzit sufletul a Munților Măcin. Și pentru că ne place să ne încumetăm la orice implică puțină distracție, multă activitate, socializare cu oamenii frumoși din comunitățile de bicicliști și de alergare, iată-ne aici, în număr foarte mare, gata să dăm tot ce este mai bun. Anul acesta se împlinesc 5 ani de Catena Racing Team. Ce simți că s-a schimbat de atunci și până acum? De atunci și până acum s-au schimbat foarte multe, în sensul că a crescut nivelul de antrenament, se participă la mult mai multe competiții și de alergare, și triatlon, și bicicletă. În 5 ani eu personal simt că dacă nu era acest club, nu aveam nivelul de performanță pe care l-am acum. Sinceră să fiu, eu sunt un membru nou al acestei echipe, dar istoria o știu de la colegii mei care sunt mai vechi în branșă. Ne simțim foarte bine, ne bucurăm că am venit. A fost o idee foarte bună pentru că ne-am ambiționat amândouă să ajungem aici și am și câștigat. Locul 3 și locul 23. E perfect, am vrut să-mi testez limitele și am văzut că pot. Acum 5 ani eram 50, acum suntem peste 1300 în club. O participare excepțională și anul ăsta la Măcin, peste 150 de participanți Catena Racing Team. Mă bucur că au venit și colegi pentru prima dată în această competiție. Sper să se întoarcă. Sperăm că de acum încolo clubul să crească, să atragă cât mai mulți participanți. Pasiunea pentru sport ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Tu ce părere ai? Asta e adevărat. Eu am legat multe prieteni aici. Mă bucur foarte mult că am cunoscut oameni plăcuți, călduroși și foarte generoși, energici și plini de vitalitate, pentru că asta mă face și pe mine să mă ambiționez mai tare ca să fiu mai bună. Sigur că da, chiar pe parcursul concursului m-am antrenat cu un participant de la București și ne-am susținut unul pe altul pentru a ajunge la finish. Exact cum a zis colega mea, pe parcurs tot am avut o persoană care mi-a zis: hai că poți, hai că poți, încă 200, alergăm 200 și ajungem la finish, nu ne oprim. Și așa am ajuns. Am legat foarte multe prietenii de când sunt în acest club și mă bucur că am cunoscut atâția oameni frumoși și buni. Atunci când alergați împreună cu alți colegi, poate chiar cu colegi de birou. E o bucurie și preluăm din energia celorlalți și ne ambiționează să ajungem cât mai bine la finish. Ne-am dat seama că suntem o echipă, chiar dacă nu ne cunoaștem, ne-am susținut unul pe altul până la sfârșit. Am o senzație de bucurie foarte mare. Îmi place să fac sport în echipă. Mă simt super fain, super ok. Bineînțeles că te încarci de energie și
Până la urmă, nu contează dacă iei un podium, contează să termini. E foarte frumoasă senzația de a termina o competiție, foarte frumoasă senzația când vezi că toți colegii sunt alături de tine și mă bucur că sunt aici cu voi și vă așteptăm și la anul. La mulți ani, Catena Racing Team! La mulți ani, Catena Racing Team!